Salutare, bine ați revenit la un nou episod cu achizițiile mele din piața de vechituri, Oser Cluj-Napoca. De data asta am mai multe jocuri, console câteva, ceva controlere, dar înainte să vă arăt achizițiile, vă arăt acest joc pus recent la colecție și primit cadou și l-am pus în videoclipul ăsta pentru că tot dintr-un Oser e cumpărat, dar un Oser din Budapesta. Să știți că și ei au acolo ochcourile lor, au vreo 4. Nu știu exact cât a fost prețul, dar a fost în forint. Jocul e destul de fain. Da ceva skirmișuri. Așa. Acum să vă prezint și achizițiile de la Oserul nostru din Cluj. Pachetul acesta de jocuri, 4 jocuri. Condiție destul de bună. Stăpânul inelelor Lego. Încă nu le-am verificat să văd dacă sunt și în engleză. Așa. Project Gotham Racing 4. Sper că se vede ok. Forza Motorsport 3. Și Forza 2 Motorsport. Toate au fost 35 de lei. Inițial era 10 lei bucata, dar mi-am mai făcut ceva reducere. Așa. Ultimul joc. Acesta a fost 20 de lei. Chiar într-o condiție foarte bună CD-ul. De aia l-am și luat. Și dacă era zgâria nu-l luam. Dar în afară de câteva amprente. Nu prea are mici zgârieturi, dar foarte mici. Finding Nemo la Pixar pentru PlayStation 2. A fost 20 de lei. Și am mai luat două controlere. Astea împreună cu jocul. Acest controller de la Nvidia. Un Nvidia Shield. Pentru Nvidia Shield. Fost 30 de lei. Arată destul de bine. Încă nu-i testat în momentul ăsta când fac videoclipul. Și acest controller de Xbox 360. Care l-am luat împreună cu jocul Nemo. A fost 30 de lei. Și ăsta e chiar într-o condiție foarte, foarte bună estetic. Sper să fie și funcțional. Deci față de ce vezi pe OLX cu toate gumele rupte și mai știu eu ce, astea chiar arată super bine. 30 de lei. Asta a fost partea de jocuri, controlere. Acum o să trec la partea de console. Sunt 3 console. Încă un Nintendo Wii, de asta pe negru, care avea și joc în interior și o să vă arăt și ce joc. Ăsta a fost 30 de lei și am avut noroc cu jocul din interior, că așa mi-am completat jocul acesta. Deci, acum ceva timp am luat Mario Party 8, dar în interior era un alt joc, un tăpun Lord of the Rings, un Lego. Și acum am avut norocul să găsesc CD-ul în consolă și cred că e complet sau aproape complet, nu știu dacă nu ar trebui să am și manual. În fine, jocul în interior la consolă, consola v-am spus 30 de lei. Și e și funcțională, numai estetic nu arată chiar foarte bine. Un PS2 de asta slim. Păcate cu asta nu am avut noroc. Avea și un joc în interior, nu mai știu pe unde l-am pus. L-am pus bine. Ăsta a fost 40 de lei. Inițial era 50, dar l-am luat împreună cu acesta, de la aceeași persoană, care și ăsta e chiar într-o condiție estetică foarte bună. Era mai mult prăfos. Ăsta nu a avut joc în interior,
din fericire. Da, tot așa, 40 de lei. Deci, aceste două console, 80 de lei. Momentan o să mai fac teste de console, că nu prea mă ajută trepiedul, că e prea înalt. Dar v-am spus deja în video care funcționează și care nu. Cam acesta a fost episodul. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!